Bun găsit la Fenomen Social, sunt Gabriela Maluf. Dezbatem în această ediție oportunitățile de antreprenoriat pentru tinerii români. Am invitații de onoare în această ediție și spun de onoare pentru că, uite, organizați pentru tinerii din România ateliere, conferințe, grupuri de lucru în care ei să înțeleagă cum e cu antreprenoriatul și cu antreprenoriatul în România. Și de ce menționez și subliniez această onoare? Pentru că cei mai mulți vorbesc despre asta, dar nu se pun și pe acțiune să facă lucruri. Așadar, Leonard Ursache, formator pentru management și marketing pentru IMM-uri, și Monica Popescu, jurnalist, prietena emisiunii noastre și astăzi în ipostaza de organizator a programului How to Handle Your Life. Trebuie să mărturisesc că am citit despre el, dar sunt curioasă cum îl descrieți voi așa la cald și cum au simțit tinerii care deja au participat acolo. Așadar, bună ziua și mulțumesc că ați venit astăzi alături de mine. Mulțumim de invitație. Sună... Nici nu știu cum să spun, pentru că dacă mergi acum pe stradă și faci un vox populis și întreb ce oportunități de antreprenoriat sunt în România, oamenii or să spună nu sunt, viața e grea, nu cred că putem să facem asta, generațiile noi vor să facă bani rapid, ușor și nu cred că sunt pregătiți pentru drumul ăsta, care nu e întotdeauna facil de antreprenoriat. Hai să vedem cum ați gândit-o voi, de ce ați gândit-o în felul acesta și de ce considerați că realmente ar putea să fie de succes, pentru că realmente sunt oportunități pe piața românească, Leonard. Da, partea de antreprenoriat cred că este un element important în orice societate, iar în România cu atât mai mult, având în vedere că suntem într-o fază relativ tânără de dezvoltare a afacerilor. După epoca comunistă sunt practic 30 de ani de când s-a apucat lumea de afaceri în adevăratul sens al cuvântului. Și considerând și caracteristicile generațiilor actuale, care sunt în mod clar orientate către independență financiară, își doresc să obțină lucruri, își doresc să facă lucruri, pentru că prin expunerea mediatică și informatică la care au acces văd o grămadă de lucruri, de oportunități și atunci îi face să-și dorească să aibă acces la ele, lucruri care în principiu necesită resurse semnificative și atunci calea normală și în care pot realiza asta este prin antreprenoriat. Băi, foarte, foarte interesant și uite că dacă mulți ar arunca cu roșii în generația actuală, care e grăbită, vrea să facă lucrurile ușor, să vină banii mulți odată, voi v-ați folosit tocmai de acest lucru ca o abilitate a lor, ca o calitate a lor, și anume că vor. Exact. Vor să facă lucruri și atunci mai degrabă decât să etichetăm că și copiii ăștia nu se mai dau jos din pat decât dacă sunt bani mulți, hai să luăm abilitatea asta de ei vor, își doresc și să le arătăm cum să facă, să iasă din paradigma ușor și rapid, dar să margeze pe cumva pe dorința pe care o au. Cum ți-a venit ideea să organizezi... How to Handle Your Life. Da, care este mai exact ce? Este un atelier? Este... How to Handle Your Life este o caravană. Este o caravană pe care am lansat-o la Cluj, acum o lună, mai două luni. Mm-hmm. Așa, la Cluj, și acolo a fost și foarte riscant. Așa ne-am dus în inima facultății de art. Ai zice că fix artiștii nu sunt interesați de antreprenoriat și acolo a fost un mare succes, efectiv, să îngrămădeau studenții în sală. În realitate, erau foarte deschiși și foarte dornici să afle cum pot ei să-și organizeze singuri viața cât mai devreme de studenți, dacă s-ar putea unii dintre ei, cred că aveau intenții de genul ăsta înainte de a intra la facultate, pentru că în artă lucrurile nu sunt termin facultatea și ajungi la un job aproape niciodată și trebuie cu adevărat să știi să fii... să-ți faci business-ul tău. Și atunci acolo a fost, de fapt, un succes la care nu ne așteptam, recunosc. Acolo, probabil, dorința era foarte mare. Dorința era foarte mare, da. Dorința era foarte mare. Ideea a venit de la faptul că în piață sunt foarte multe mesaje contrarii. Noi suntem părinți, și eu și el, și cei din echipă sunt și psihologul Ana Mihalcea, care ne ajută cu partea de suport
lucrează de foarte mulți ani cu adolescenți, cu tineri și știe exact ce nevoi au și ce dorințe au și n-am făcut decât să răspund la acestor intenții. Sunt foarte mulți copii care au abilități, sunt foarte mulți copii, conform studiilor, care vor să aibă bani foarte devreme, nu mai au altfel de dorințe, cum erau generația a mea, a ta, adică au alt gen de intenții sau se raportează altfel la viață, au și foarte multă informație față de generațiile vechi, așa, și noi am considerat că informațiile de pe piață nu sunt tocmai corecte, adică e multă gonflare, e mult mesaj negativ, care nu este neapărat realist, adică din experiența lui, care este antreprenor de foarte mulți ani, de aici a venit ideea, avem un antreprenor cu succes adevărat de zeci de ani pe piață, care știe exact prin ce a trecut, care are altfel de viziune asupra lucrurilor. Din punctul lui de vedere, România oferă atât de multe oportunități față de, nu știu, Anglia, Italia și așa mai departe, încât este de departe un mediu mult mai propice tinerilor să se dezvolte în zona asta. Și pentru că mesajul era atât de diferit, ne-am gândit să-l comunicăm, să fim un pic diferiți pe piață și să ne ducem în întâmpinarea acestor generații care primesc mesaje toxice și aleg să plece și aleg să își încerce norocul peste tot în lume, mai puțin în țara lor. Ceea ce este, da, am păcat să faci lucrul ăsta fără să ai toate informațiile puse, exact, puse la locul lor. Faci antreprenoria de când te știi sau ai făcut așa o reconversie? Chiar mai dinainte, ca să spun okay. drept, în sensul în care ok, antreprenoriat în sensul definiției înseamnă a face business, dar ca și calități, pentru un antreprenor, în principiu e nevoie de niște calități native. Ok, se pot și educa aceste calități, dar e mult mai greu de a face și de a avea succes dacă nu ai niște chestii native în direcția asta. Trecând de la chestia generației, care a spus-o la început, care e foarte interesantă, faptul că generația actuală are inițiativă. Inițiativa este, de fapt, primul element și cel mai important pentru un antreprenor. Deci dacă n-ai inițiativă, nu poți să faci. Spune-mi întâi despre tine. Cum ai început? Ca să vedem cum te-ai gândit să inspiri pe... Adică eu mă gândesc că și tu ai început de foarte tânăr și de asta poți să... Da, asta spuneam, de fapt, de calitățile native, în sensul în care... practic, poți să-ți dai seama de asta încă din adolescență, chiar din copilărie. Adică în sensul în care... Un copil care are inițiativă, nu știu, începând de la vârste fragede, în curtea grădiniței, școlii, mobilizează colegii, devine un lider de grup pentru colegii respectivi, nu știu, se implică în negocieri, face schimb de timbre, de, eu știu, de orice fel de chestii. Astea, de fapt, sunt niște calități care sunt niște prerechizite pentru un antreprenor de succes. Pentru că un antreprenor trebuie să aibă inițiativă, trebuie să-și asume responsabilitate, trebuie să aibă capabilități de leadership, de negociere și așa mai departe. Lucrurile astea se pot vedea și se pot manifesta încă de la vârste fragede și cu cât încerci mai devreme să faci lucruri, cu atât vei căpăta mai multă experiență în mai diferite domenii și asta te va ajuta în mod clar mai târziu. Plus faptul că la vârste fragede încercând lucruri, ok, e clar că nu toate lucrurile ies, dacă o să vezi în istoria tuturor antreprenorilor. Suferința probabil nu e atât de mare. Exact asta, deci treci mult mai ușor peste eșec atunci când ești tânăr, copil, nu mai vorbesc. Ok, n-a ieșit asta, mă duc, încerc dincolo, fac altă chestie și așa mai departe. În momentul în care începe asta la o vârstă mai înaintată, la maturitate, ca să nu spun și mai târziu, ok, sunt exemple de succes, dar e mult mai greu să poți să gestionezi un eventual eșec, mai ales că te dă înapoi și asta. Așa, ca și copil, ca și adolescent, poți să încerci, ai lumea în fața ta, nu ai alte probleme, nu ai alte gânduri, ai decât de a încerca și de a vrea să faci lucruri. Și tu ai remarcat asta la tine încă de da, copil. Deci eu am avut încă din copii, adică, nu știu, am făcut tot felul de chestii de la așa zisele schimburi și de asta tot ce era pe vremea aia cu unele cu altele. Ulterior, în anii de liceu, nu știu, făceam pentru banii de buzunar fotografii la petrecerile care se organizau. Aveam un aparat. Asta îți treceau ție prin cap? Da. Te încuraja cineva? Nu, nu, era o chestie... Bun, tot așa, motivația era de a putea să-mi permit să fac lucruri, care, practic, cred că e motivația oricărui antreprenor. Deci, apropo de poze, copiii mei, dar sunt vreo 2 ani de atunci, că era într-o vară cu pandemie. Mm-hmm. Nu știu dacă prima sau, nu știu, era o vară cu pandemie și le-a venit ideea să facă fotografii, apropo de fotografii, pentru că toată lumea era în cartier. Foarte multă lume era acasă, nu prea mai putea lumea să iasă și chiar era aglomerat.
și ce le-a venit lor ideea să scoată o măsuță cu o cameră profesionistă și aveam și imprimantă de asta, să-i pozeze, să le dea și poza pe loc și n-au făcut nici mai mult, nici mai puțin de vreo 5.000 de lei. Și cred că vreo două zile, dar nu două zile gen 24 din 24. Adică au făcut la poze pe bandă rulantă și după aia zic, Doamne, pe mine nu m-ar fi tăiat capul unul la mână să fac chestia asta, uite că e aglomerat, haide să le fac poze la oameni. După care au prins cumva gustul și mi-au luat toate vazele și văzuțele din casă și culegeau floricele din grădină și făceau aranjamente și zic, cu astea n-au cum să aibă succes. Și nici mai mult, nici mai puțin, decât că vindeau văzuțele alea cu 50 de lei. Zic, haide, gata, bine. Pot să-mi dau seama că eu n-am calitățile alternative. Deci, un model foarte clar, deci copiii vor fi antreprenori de succes, garantat. Și, deci sunt semințele care demonstrează în mod clar chestia asta. La discuția asta, în care avem copii cu abilități, probabil și în generațiile trecute ar fi fost copii sau au fost la fel, dar drumul generațiilor trecute a fost mult mai clar, cu mai multă claritate, în sensul termin școala asta, facultate, mergem la muncă și nu știu. E din punct de vedere psihologic, pur și simplu, o cale care rămâne împământenită în mintea și în mentalitatea omului. Și atunci noi, părinții de generația respectivă, care poate am avut și noi calitățile alea, dar nu știu, s-or fi pierdut pe parcurs, dar am urmat un traseu destul de clar, predictibil, de stabilitate, de siguranță. N-ai remarcat că există tendința ca părinții să zică nu? Aia e clar, inclusiv la mine a fost aceeași chestie. Ok, du-te la facultate, fă politehnica, că așa era atunci. Toți băieții se duceau la politehnică, sau mare majoritate se duceau la politehnică. Ai un job, îți dă repartiția în oraș și aia este, că asta era. Deci, oricum, sunt două chestii care sunt contradictorii, antreprenoriatul și stabilitatea. E clar, antreprenoriatul presupune, ai posibilități foarte bune de succes, dar în același timp implică și riscuri mult mai mari față de stabilitatea unui job și pentru asta, în mod normal, părinții mai ales din generația noastră care am fost obișnuiți de a merge... Și care aveam o doză de frică. Da, fără discuție. Spre exemplu, taică-miu mi-a lucrat de când a terminat facultatea până când a ieșit la pensie în același loc. Deci exact. Nu poți să... Ok, poate că ar fi gândit, dar e greu pentru un om care a trăit în felul ăsta toată viața să aibă alte idei. Și atunci nu sunt de condamnat, doar că au fost dar alte... Dar există aceste precursuri cumva între părinți și copii. Monica, ai văzut la caravane, povestesc, tinerii spun, eu aș vrea să fiu antreprenor, dar mama îmi spune că lasă, că e mai sigur să fii, nu știu, doctor, avocat, frizer, nu știu, o meserie, nume pe care știi că e stabilă și... Da, mi se pare că a cam scăzut genul ăsta de atitudine. Adică ne-am mai domolit și noi. Da. Plus că generațiile astea actuale nu prea mai ascultă de ce zic părinții. Deci independența Dar e vorba de frecuș, că trăiești cu omul în casă. Da, numai că sunt și foarte multe meserii noi pe piață, sunt și foarte multe schimbări pe piață. Sunt și foarte mulți copii care la 15-16 ani, nu știu, blogger, care câștigă de 10 ori mai mult decât părinții lor. Deci sunt pe piață informațiile destul de clare vis-a-vis de faptul că societatea s-a schimbat masiv, cu pandemia s-a schimbat 100%. Au apărut meserii pe care noi, adulții, poate nici nu le... Poate generația noastră mai știe, dar părinții noștri cu siguranță nici nu le înțeleg. Și atunci nu mai e nici genul ăla de atitudine superioară în care ei spun ce trebuie să facă copiii. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că copiii din ziua de azi au mult mai multă libertate de decizie. Ca urmare, dar oricum ei nu mai sunt atât de obedienți, ca să nu zic ascultători, că ascultător s-ar putea să sune ceva ok, obedienți este cuvântul, așa, și eu una îi admir foarte tare și susținem și în ce facem și e foarte ok să-ți asumi responsabilitatea. Libertatea vine la pachet cu responsabilitatea. Problema e într-adevăr și de-aia avem psihologul alături de noi. Pare rău că n-a putut veni și astăzi, pentru că problema este atunci când se face cumva o barieră între nevoia de a fi independent, nevoia de a avea resurse, de a fi antreprenor și mai departe, și nevoia și obligativitatea responsabilității, știi? Și aia e ceva ce trebuie să integreze copiii și din acest motiv discuțiile se poartă în această caravană și ei reacționează foarte bine pentru că ei primesc instrumente din ambele direcții. Primesc de la psiholog instrumente despre cum să-și motiveze acțiunile
acțiunile, cum să facă legătura între bani și fericire, bani și tot ce vor ei, așa. Și el, iar Leonardo vorbește despre instrumentele concrete, despre pașii respectivi. Și efectiv trimitem către informații, către locuri de unde se pot lua fonduri, locuri unde... Deci ei primesc non-stop și pe canalele Meinhard și pe canalele noastre primesc informații constante, ei rămân după aia cu întrebări. Am rămas surprins și o să povestească, am rămas surprins de întrebările care au venit. Acum, la București am avut elevi, mai mult elevi decât studenți, uh-huh. Și a fost o diferență de abordare și... încercăm să răspundem și chiar toată lumea are de învățat. Adică chiar mi-ai făcut curioasă de ce întrebări au avut copiii. Hai să nu uităm bucățica asta de întrebări pe care le-au avut copiii și ce frici poate au avut sau ce, nu știu, ce paradigme, ce mituri au auzit de-a lungul timpului și poate au vrut să și le clarifice. Dar înainte de asta ai spus că Leonard vine cu pașii concreți și aș începe cu un mit. Mulți oameni cred că ca să te apuci de antreprenoriat trebuie să ai niște bani, dar bine, când zic niște bani, logic că trebuie să ai niște bani. Da. Că trebuie cumva să ai destul de mulți bani ca să poți să te apuci de antreprenoriat. E fals, e adevărat și care sunt pașii? Și fals și adevărat, ca orice lucru. Deci nu există adevăruri sau absolute. În principiu, să poți faci business, sunt două feluri de abordări. Una este în care ai resurse, destul de multe, mulți bani, multe resurse sub orice formă. În condițiile în care ai resursele astea, teoretic poți să te apuci de orice fel de business, încercând să-ți exploatezi oricum. Ca idee, un business să fie de succes, trebuie să existe un diferențiator. Asta este principiul oricărui business de succes, trebuie să te diferențiezi prin ceva, să aduci plus valoare prin ceva diferit față de competiție. Dacă ai resurse multe, poți să folosești aceste resurse în ideea de a le exploata cât mai eficient pentru a aduce plus valoare utilizând resursele astea într-un mod eficient. Marea parte a business-urilor însă, și cel puțin cele care tinerii vor, în principiu vor să le facă, sunt business-uri legate de exploatarea unor abilități, care sunt și ele la rândul lor resurse, nu resurse materiale, sunt formă de bani, dar sunt niște abilități care au aceeași valoare. Adică, de exemplu, nu știu, cineva care e un bun, nu știu, programator, știe să facă programe, tipul respectiv, sau persoana respectivă, va putea să dezvolte o afacere de succes folosindu-și aceste abilități, pentru care, în mod normal, o persoană cu resurse ar fi plătit bani pentru a face acel lucru, ar fi angajat oameni, acei oameni ar fi lucrat și ar fi făcut asta. Deci, practic, ei își convertesc, își monetizează abilitățile în resurse transformabile în plus valoare. Practic, asta este ideea și asta am sfătuit pe toată lumea și cred că, cel puțin pentru vârstele tinere, este singurul sau oricum modul principal prin care se poate face business, să-și exploateze abilitățile, skills-urile sau abilitățile bune care le au într-un anumit domeniu sau într-o anumită arie. Abilități înseamnă atât din punct de vedere, nu știu, profesional, poți să fii un bun profesionist în asta, poți să ai abilități de negociere, spre exemplu, să fii un bun negociator, ok. N-ai produsul respectiv sau asta, te asociezi cu cineva, îți dă niște produse bune și tu cu abilitățile tale de vânzare le faci. Nu trebuie să fii neapărat un programator sau să faci, să proiecte. Trebuie să ai abilități pe orice parte a lanțului de existent într-o firmă. Pentru că o firmă nu înseamnă doar a produce ceva, un produs sau un serviciu, înseamnă toate abilități, toate activitățile conexe, începând de la, nu știu, marketing, PR, rețele de distribuție și așa mai departe. Dacă ai abilități într-un anumit domeniu și poți să le aduci plus valoare, ăla este practic business-ul care te poate face să fii de succes. Cu atât mai mult cu cât în generațiile actuale am văzut nenumărate exemple de business-uri care, exact așa aia, cu vazele și cu asta, eu nu prea le dădeam șansă de succes, dar sunt tineri care știu foarte clar ce vrea generația lor de la piață, de la... Adică sunt atenți la nevoia pieței. Știu exact ce vor și atunci vin cu produse sau servicii în întâmpinarea pentru a acoperi aceste cereri. Care eu, spre exemplu, pentru mine multe dintre ele nu sunt palpabile, nu le înțeleg, unele dintre ele, asta vă spun de la copiii mei, spre exemplu, care au tot felul de activități și astea care pentru mine sunt... nu știu, nu sunt palpă. Eu sunt, mă obișnuim probabil cu chestii mult mai concrete mai cunoscute și mai departe. Dar sunt nenumărate exemple de business-uri care sunt de succes. Ideea este
ca în orice business, că era pe vremurile mai de demult, că e acum, trebuie să cunoști piața și să-i oferi ceea ce are nevoie sau să acopere anumite necesități din piață. Uite, foarte interesant, pentru că asta poate să ducă și către înțelegerea potențialului eșec, că poate tu ești foarte bun la ceva, dar dacă nu oferi omului ce are nevoie, te duci, te expui, arăți cât ești de bun și așa, și cu toate astea nu e piața pregătită. Exact. Sau momentul, că iar timing e foarte important, sunt numărate exemple de anumite produse sau servicii care au apărut în piață, care au fost un eșec la momentul în care au fost introduse, dar care au fost introduse prea devreme și ulterior, în momentul în care le-a venit timpul, au apărut alți antreprenori care au preluat acele idei și le-au implementat și au fost chestii de succes. Și asta extrem de important. Cum află tinerii de program, în sensul de cum, nu neapărat cum îl promovați, ci cum vin, de unde vine nevoia asta, cum aflați de locurile sau de cum alegeți locurile în care vreți să mergeți și să vorbiți? Păi, în general, momentan mergem în orașele mari, în locurile unde avem, nu știu, avem parteneriat cu facultățile, cu Consiliul Național al Elevilor, am avut la București și deci noi răspundem noi venim cu inițiativă deocamdată, dar răspundem și nevoilor lor pe toate canalele Mindhart Project și pe canalele noastre online. Noi scriem într-una ce facem și o să anunțăm și unde este ediția următoare și ce alte lucruri mai... Dar în speță către facultăți... Facultăți, consilii ale elevilor, organizațiile și, în general, orice fel de grup organizat de tineri care vine către noi, putem merge cu mult drag. Mai e ceva ce în discursul nostru e foarte, poate, diferențiator, e că încurajăm foarte tare ideea de împreună. Pentru că, exact cum ai zis tu, s-ar putea să nu ai resursele alea toate de care ai nevoie, dar un business adevărat înseamnă multe aspecte și pe alea le poți face împreună cu alți oameni, iar ei sunt destul de învățați să fie împreună față de tot așa de generațiile mai vechi. În România nu are genul acesta de educație să colaboreze, să facă lucruri împreună, cum Occidentul are de mulți ani. Și ne place că e foarte ușor să-i direcționez către acest aspect, pentru că în realitate este șansa lor cea mai mare să facă lucruri împreună. Unul e vorba ta, unul e foarte bun vânzător, unul e foarte bun programator, unul e foarte bun pe marketing, nu știu ce, și împreună pot face un business foarte bun, cu care au șanse mult mai mari de succes. În business, 1 plus 1 nu face 2. Și am pus această întrebare pentru că e foarte important în cadrul emisiunii Fenomen Social. Ne place să credem că vorbim despre și pentru toată lumea. Adică nu doar pentru pături care au un anumit nivel financiar sau un anumit nivel de educație, pentru că îmi închipui că antreprenor poate fi chiar oricine. Nu trebuie neapărat să fii dintr-o familie potent financiar. Iar faptul că ai avut anumite restricții, în general, e dovedit în istorie și din experiență, există o mai mare dorință de a realiza și mari antreprenori și cei care au avut realizări deosebite în domeniul business-ului au fost, în general, cu resurse limitate în tinerețe și în adolescență, pentru că dorința este mult mai mare de a face, de a obține ceea ce n-au putut avea și vedeau la alții, pe când cineva care are un anumit confort material și asta nu-și mai dorește atât de mult să realizeze lucruri, o face ok, face din plăcere, dar poate are mult mai multe plăceri care le poate consuma cu resursele pe care le are și atunci nu există această dorință de a face atât de mare ca la ceilalți. Deci ne întoarcem așa ca factor cheie pentru un antreprenor, e această dorință. Asta e primul lucru. Da, la început e o nevoie, că îți dorești să ai mai multe lucruri și apare această dorință. Hai să vedem, pentru un tânăr care poate se uită acum la emisiune și, nu știu, este poate într-un sat sau poate într-o zonă defavorizată și uite, pot să fiu și eu antreprenor, nu poate doar băiatul ăla sau fata aia de la București. Care ar fi primii pași? Ce ar trebui să facă un astfel de tânăr? Nu există o
o rețetă asta, dar există niște elemente care te ajută să-ți maximizezi șansele de succes. Deci, fără discuție, primul lucru este să ai această dorință de a face, să ai inițiativă. După aia, important este să ai anumite calități care să te recomande și să poate să te diferențieze de ceilalți. Presupunând că ai aceste elemente, următorul pas care e foarte important este pregătirea. Pregătirea nu neapărat... Ok, pregătirea educațională, mă refer partea educațională, facultate și mai departe, ajută, cursuri și mai departe pentru dezvoltare, dar pregătirea înseamnă tot ceea ce este legat de a face mai bine un anumit lucru. Nu este obligatoriu să te duci să faci o facultate sau așa mai departe, poți să faci acel lucru pregătindu-te, studiind, acum există nenumărate canale prin care poți să-ți dezvolți cunoștințele și să capezi cât mai multe informații, pentru că având o pregătire bună în domeniul pe care ți-l alegi, cunoscând piața foarte bine, pentru că e important să știi cui te adresezi și să știi ce există acolo pentru a putea să îți maximizezi șansele de succes, important este să-ți înțelegi capabilitățile, să-ți înțelegi limitările, de asemenea, care iar este un risc, că dacă te duci ca berbecul, să spun așa, înainte și te lovești cu capul, o să vezi, dacă nu ai analizat dinainte toate detaliile, poți avea eșecuri, și atunci pregătirea este elementul foarte important care urmează părții native și, în sfârșit, calităților pe care le ai. Această pregătire în ziua de azi, cu infrastructura tehnologică care există în România, pentru că România, iară, un avantaj major al României este că există o infrastructură tehnologică foarte bine pusă la punct. Suntem, cred că, oricum, nu știu dacă primii, dar oricum printre cele mai bune infrastructuri tehnologice, mă refer la viteză de acces la internet, de rețele de telecomunicații și mai departe. Prețurile sunt accesibile în România față de alte țări. Și atunci, existând această infrastructură disponibilă, practic oricine și dintr-un sat de oriunde are acces la informații, datorită globalizării acestei informații, mare parte dintre ele sunt publice. Și atunci se pot pregăti foarte bine și pot să-și maximizeze șansele de succes în domeniul în care doresc să performeze. E foarte interesant. Mi-am amintit acum, în timp ce povesteai toate lucrurile astea, în una dintre edițiile trecute, chiar am avut un tânăr, nici nu mai țin minte câți ani avea, vreo 21, 22, care tot așa l-am întrebat fix de chestia asta. Acum, uite, poate sunt și alți tineri care se uită și or să zică, păi poate au avut părinții tăi bani și nu știu ce. Și a zis, nu, prima oară când m-am apucat de business, m-am împrumutat de 500 de lei, nu m-am împrumutat de o sumă mare, adică m-am împrumutat de 500 de lei și am avut 5 eșecuri, una după alta, nu puteam să returnez probabil banii respectiv, dar nu m-am lăsat. La fel, părinții ziceau, dar mai bine, mamă, te apuci de o meserie serioasă și așa. Iar în ediția respectivă a venit să ne prezinte povestea lui de succes, pentru că a reușit până la urmă și chiar este un exemplu pentru tinerii antreprenori. Cred că asta e important de transmis cumva, faptul că nu trebuie să stai neapărat pe bani mulți, să aibă părinții bani, să, așa cum ai spus tu, Doamne ajută, dacă da, sunt cu siguranță, adică nu mai fac vaze cu flori, deja și fac mașini electrice. Da. Depinde de resursele pe care le am. Dar e important să știm că putem să începem și de acolo, de jos. Și putem să începem și dacă nu suntem neapărat la o școală, nu știu, renumită, sau dacă nu facem cel mai bun liceu de nu știu unde și cea mai bună facultate din niște... Ok, și astea sunt resurse care cu siguranță pot să ajute suplimentar. Dar uite că fix asta zicea și el, păi am învățat de pe internet, m-am uitat la toți antreprenorii, la ce zicea și unul, ce zicea și altul, și vorbea foarte tare de zona de mentorat, ceea ce încercați și voi să faceți cumva acum cu Caravana Conștientizare, dar cred că ăsta este traseul. Mergeți înspre mentorat, corect? Da, corect. Plus faptul că, era important, resursele necesare se pot înlocui cu abordări colaborative. Asta am încercat să le spun, pentru că foarte mulți au, domnule, ok, eu știu să fac treaba asta, dar n-am bani să fac alealtă. Ok, cel mai simplu mod este să te asociezi cu cineva care știe să facă chestia alealtă și atunci, puse la un loc toate chestiile astea, veți avea resurse pentru a avea
acoperi toate domeniile de business și în plus față de asta, pentru că în business resursele nu au un efect aditiv, să spun așa, un efect multiplicator. În momentul în care pui 3, 4, 5 oameni care știu să facă lucruri la un loc, efectul nu va fi de 5 ori mai mare, ci va fi mult mai mare, pentru că din abordarea asta colaborativă va rezulta un, nu știu, un avalanșă de idei care vor duce la o dezvoltare mult mai bună a afacerii. Și atunci, resursele efectiv, pentru că mulți, într-adevăr, la toate întrebările astea se întrebau de parte de finanțare. Doamne, cum facem? De unde luăm bani? Nu ai de. În România, realitatea este un, asta e un element în minus. Un element exact în minus, că nu există finanțări pentru astfel de proiecte. La noi încă există mentalitatea veche de a se face finanțările pe garanții, pe, în sfârșit, pe, care pentru un parte de startup-uri e destul de dificil, greu de accesat, dar încă o dată, cum așa cum am spus tuturor, aceste necesități financiare se pot înlocui cu abordări colaborative, cu acoperirea resurselor din capabilitățile oamenilor sau, în sfârșit, din... Cum arată această zonă colaborativă, zona asta de cooperare, totuși într-o lume competitivă? Ce spun tinerii? Vor să mie mi se pare că sunt diferiți acum, adică nu mai sunt atât de competitivi cum eram noi. Și când trebuie doar să le arăți avantajele și asta încercăm să facem și psihologul și antreprenorul și ceilalți invitați arată doar avantajele. Noi practic nu venim să zicem fă asta, știi? Încercăm să arătăm poveștile, el zice drumul lui, deci vorbește din experiența lui, că a trecut și el și prin pragul falimentului și prin succes și așa mai departe, prin toate variantele, și ca angajat și ca antreprenor și așa mai departe. Și dacă spui povești adevărate, dacă ești deschis și le arăți că se poate, că lucrurile sunt altfel decât se zice la, nu știu, în alte părți sau așa, toate informațiile vraiște pe care le primesc ei, sunt foarte deschiși să învețe că se poate și altfel. Și asta mi se pare, wow, mi se pare foarte diferit. Și până la urmă, care sunt problemele pe care vi le spun ei? Ce dificultăți întâmpină sau cred ei că vor întâmpina? Uite, asta putea să spună, da, dar la școală, la facultate, tot timpul sunt într-o competiție cu cineva, mă compar foarte mult cu alții sau mă compară alții foarte mult cu ceilalți colegi sau, în sfârșit, hai zicem că eliminăm asta pentru că le povestim și le aducem poveștile astea de succes. Dar cu toate astea, mă gândesc că există și niște dificultăți la care ei se gândesc, ca orice altă generație, nu? De discuție. În primul rând este, reticența de a începe. Deci frica te de gândesc eșec. Foarte mult cum să fac, ce să fac și așa mai departe, dar cum să încep, și atunci primul lucru de a fi antreprenor este de a face. Deci asta am încercat să răspund. Încercați, indiferent ce este, nu aveți... Până la urmă, dacă sunteți doar cu resursele voastre, fără a implica alte împrumuturi sau așa mai departe, ok, vă riscați un parte din timpul vostru, în loc să faceți altceva, încercați chestia asta. Poate nu o să vă reușească, exact cum era băiatul care a fost din povestea respectivă, a încercat pe timpul lui, o dată, de două ori, de cinci ori. Până la urmă, perseverența, atâta vreme cât ai calitățile și dorința de a face, părerea mea este că 100% din cazuri vor fi de succes. Și atunci, practic, asta trebuie un imbold, în primul rând, să facă lucruri. Mai există și reticența asta că trebuie să fie o anumită formă organizată, că nu știu cum să se fac, cum să înființez o firmă și asta. Au fost foarte multe întrebări de chestia asta. Eu am sfătuit, în general, lumea să apeleze la prieteni, în sfârșit, care au deja o anumită experiență sau lucrează într-o firmă sau asta pentru a avea... Pentru că, într-adevăr, și în România există încă o oarecare birocrație legată de chestia asta de a putea formaliza lucrurile, dar nu este un impediment. Lucrurile au început să se schimbe și la noi. Pandemia asta chiar a ajutat mult în sensul digitalizării și
foarte multe activități care se pot face online. În momentul de față există aceste informații, pot face toate aplicațiile astea, inclusiv înființarea unei firme, se poate face tot online în momentul de față și în termene destul de, de reduse față de... Uite că am ajuns cumva încet încet la oportunități, că așa am pornit ediția. În România există oportunități pentru cei care își doresc să devină antreprenori. Hai să le punctăm, să ne imaginăm, nu știu, că eu sunt un tânăr care își dorește să devină antreprenor. Ce oportunități, și întreb, Leonard, ce oportunități sunt? Fac sau nu fac? Ce, de ce ar fi bine să fac aici și nu, uite, în altă țară din Europa sau din lume? Primul și primul lucru, primul avantaj, cred eu, în a face business aici este că faci o afacere într-un mediu cunoscut. Asta este un lucru foarte important, pentru că adăuga necunoscutul unei piețe, al unui mediu și așa mai departe la un început de business este deja foarte greu. Așa, aici, începând un business aici, îl faci cu, într-un mediu cunoscut, o piață pe care o cunoști, pe care ai un mediu relațional, ai posibilități colaborative mult mai ușoare pentru că te cunoști cu toți oamenii, poți să iei partener care să fie ok pentru ceea ce ai tu nevoie și atunci elimini din start un element suplimentar care aduce risc în dezvoltarea afacerii. Asta este unul dintre elemente, poate cel mai important. Dar sunt și alte elemente, în ciuda tuturor viziunilor, să spun așa, despre mediu din România. Eu cred că în România există numeroase oportunități pentru că suntem o economie relativ tânără. Există o competiție foarte mare, e adevărat, în momentul de față, dar pe piața de mass market, unde au venit toți giganții din toate multinaționale și așa mai departe, dar există nenumărate oportunități de soluții personalizate, de soluții dezvoltate pentru anumite nișe care sunt clar neacoperite și sunt o grămadă de astfel de oportunități pe piață și nu în ultimul rând există avantajul dezvoltării de afaceri cu target de promovare în diverse alte piețe pentru că prin prisma globalizării un business făcut aici se poate foarte ușor adresa o piață externă unde există o putere financiară, să spun, mai mare, mai ales, nu știu, pentru soluții, pentru produse, ok, implică un anumit logistic și mai departe, poate fi mai dificil. Dar pentru ceea ce înseamnă parte de servicii, sunt soluții remote care se pot face instantaneu, se pot face prin medii tehnologici și se pot transmite și este foarte ușor să ajungi la alte piețe cu aceste produse, cu aceste servicii. Uite, o altă componentă sau o altă dificultate sau un alt lucru la care oamenii se gândesc, ca așa cum te duci să profesezi, să ai o meserie stabilă într-o altă țară europeană pentru că acolo să câștige 3, 4, 5 ori mai mult, se gândesc și oamenii de afaceri sau, nu știu, cei care își doresc să fie antreprenori, că dacă totuși încep în altă parte și zona de câștig va fi corespunzătoare cu țara în care mă aflu? Doar că începutul doar la nivel de idee poate fi chestia asta. Deci eu am lucrat ani de zile în multinaționale, am lucrat la nivel de board, am avut afaceri și am în continuare afaceri și în alte țări din Europa, am avut și pe alte continente. Dar față de țările dezvoltate, acolo există un cadru foarte rigid, sunt nenumărate restricții în aproape toate domeniile, sunt bariere de intrare foarte mari. Adică, nu, dau un exemplu aici, cineva care vrea să facă un exemplu concret, un bar, un restaurant, o terasă, se duce, cere autorizațiile respective, dă drumul, dacă are o idee bună, nu știu, vinde o clătită specială sau nu știu ce, are succes, se diferențiază de restul și are o afacere de succes, poate să o și multiplice în diferite orașe și mai departe. Afară nu e așa. Afară există niște reguli foarte clare. Nu știu, când am vorbit de exemplu ăsta al barului și asta, există niște licențe care se dau un anumit număr de licențe la funcție de numărul de locuitori. Deci, practic, concurența este omorâtă. Poți să cumperi o licență de la cineva care renunță la afaceri și mai departe cu niște costuri de intrare foarte mari. Deci, în
în mediile, în economiile dezvoltate, există într-adevăr o putere financiară mai mare, dar ca și business, mai ales pentru partea de startup-uri și de companii mici, există bariere de intrare foarte mari, care sunt greu de depășit de către un tânăr antreprenor. Deci mai degrabă începi în țara de exact, baștină, da. Cumva. Plus că poți căpăta o experiență mult mai ușor în România, în domeniul respectiv. Ok, dacă vrei după aia, ok, poți să adresezi. Sunt nenumărate exemple de antreprenori de succes care au plecat din România, au făcut business-uri aici și după care le-au, astăzi, în contextul globalizării, le-au putut replica în alte țări. A trecut tare repede emisiunea, mai sunt doar 5 minute ca să da. Și uite, n-am punctat această statistică care spune așa că în ceea ce privește atitudinea față de bani, 89% la nu știu cum, care este grupul de chestionare, dar 89% dintre tinerii chestionați și-ar dori să facă banii rapid și ușor. Asta e o barieră și o zonă de dificultate ca mentalitate. Cum reușești să-i convingi, nu știu, sau să-i determini pe tineri să vadă totuși procesul real? Păi de-aia avem și psiholog. Asta e una și al doilea lucru este că prin puterea exemplului, pentru că mulți într-adevăr văd și au această tendință, pentru că sunt, fără discuție, anumite exemple de o calitate îndoielnică, să spun așa, de așa zis, povești de succes, care sunt anumite persoane. Social media e plină. Sunt anumite persoane care se bucură de un succes și care nu au niște calități, nu știu, să zic, care să fie, să-i recomande cu brio, care și așa. Din păcate poate facă, nu cred că nici pentru ei a fost, nici pentru ei nu cred că a fost așa rapid și ușor să facă lucrurile, doar pare. Exact, doar pare. Și atunci mulți văd chestia asta și li se pare ok, uite ce simplu și se poate face asta. Arătându-le alte modele că se poate face business sustenabil și se poate face o chestie pe termen lung și poți să fii, să ai o carieră stabil, o chestie bună în continuare, că există posibilitatea asta, cred că poate să schimbe, facă shift-ul de la acele modele de o anumită calitate către un model real și palpabil și care să fie... Deci ce înțeleg eu de la voi este că tinerii au dorință, își doresc lucrul ăsta, au abilități. Motivație. Exact. Sunt motivați să facă lucrurile. Le-ați spus care sunt pașii pentru a începe un business corect, nu rapid și ușor. Și o să venim și face. Cu modele. O să venim. Și asta am încercat să spun, corectitudine. Deci în afaceri, ok, pe termen scurt poți avea de câștigat cu o chestie, cu o șmecherie, ca să spună pe românește. Mm-hmm. Dar pe de altă parte, ca să ai succes pe termen lung, trebuie să fii corect. Și asta se vede în toate business-urile de succes. Oamenii care au fost corecți și care au făcut, pentru că ideea în afacere este de win-win, nu e de vorba de a păcăli pe cineva. Până la urmă, toată lumea trebuie să aibă câștig din afacerea. Unul mai mic, unul mai mare, că ok, ăsta este business-ul. Dar trebuie să faci business-urile corect și să fie win-win până la urmă pe business. Există și oportunități, mai avem câteva minute. Monica, organizator, două minute, organizatorul acestei caravane How to Handle Your Life. Hai să vedem unde vă găsesc, acum e partea de spus exact, unde vă găsesc oamenii, ce pregătiți în edițiile următoare, unde, de cum știu tinerii să vă găsească? Deci ne găsesc în primul rând online, oricum ei stau online, ne găsesc pe canalele Mind Heart Project, care este organizatorul din spatele acestui demers, pe canalele Leonard Ursache, pe canalul meu, Monica Popescu. Avem în intenție să facem conferințe mari cu modele și alte modele, sunt tot felul de alți oameni de succes în diverse alte meserii, nu trebuie să fii doar antreprenor, poți să fii un om de succes în România, indiferent în ce domeniu ai lucrat și fără să fie nimic gonflat și nimic artificial cum e online. Și cred că așa, de fapt, ajutăm prin a arăta, facem storytelling, spunem povești adevărate prin oamenii care le-au trăit și în felul acesta copiii pot alege, tinerii, adolescenții, studenții pot alege cumva altfel, în cunoștință de cauză. Nu e niciun fel de teorie. Ne ziceau că ei au cursuri de antreprenoriat cam pe la toate facultățile, dar că întâlnirile cu noi sunt diferite, pentru că Leonard vorbește din propria experiență, Oana vorbește din propria experiență, următorii invitați vor vorbi din propriile lor
istorii de viață. Și cred că, de fapt, așa, exact cum ai zis tu, prin exemplu personal și prin exemple, prin altfel de modele decât cele de carton, se întâmplă schimbarea. E o muncă de, pe termen lung. Sper să avem cât mai mulți oameni ca voi aproape și mulțumim mult de tot pentru suport. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența de astăzi. Înțeleg că există oportunități pe piața românească, deci să trecem la treabă. Până una alta, rămâneți cu bine!